Mulțumim mult, pentru prezență. De altfel, iată, se împlinesc 2 ani de când Daniel a venit cu această propunere. Prima noastră seară, aici, la Casa Praznicală, dar am zis noi că este și centrul duhovnicesc Sfântul Nicolae de la Precupeții Noi. Am început cu pedagogia rugului aprins și apoi am continuat. Anul acesta a fost de Eminescu, a fost așa de frumos când ne-a vorbit un cilian, nu? Da. Cilian care ne-a vorbit de la Cluj, atât de frumos Alvaro. Despre Eminescu, Alvaro, da. Despre Eminescu și despre limba română. Limba română și chiar se întrista Alvaro se întrista de faptul că, din păcate, românii nu mai vorbesc acea limbă cu savoarea pe care Eminescu a reușit atât de bine să o aducă la suprafață. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-am întâlnit în această seară. Iată, 15 noiembrie 2009, trecerea celebernice a Patriarhului Pavel, Pavle al Serbiei, s-au împlinit 10 ani, da? Era tot într-o duminică. Tot într-o duminică, acum suntem într-o duminică, pe 17, pe 19 a fost înmormântat, când a venit acea mare de oameni. Stăteam și mă gândeam la ce spunea Sladjana, de faptul că există o sensibilitate a sârbilor, care este alta decât a noastră. De ce? Pentru că ei, la un moment dat, se știe, au fost transformați în pașalăp, toată acea parte. Noi n-am cunoscut. Ne-a ajutat Dumnezeu, așa a rânduit Dumnezeu. Și foarte bine a zis Sladjana, că ei au o sensibilitate față de... și că noi trebuie, de fapt, să înțelegem această sensibilitate. Ce m-a impresionat și cu aceasta aș vrea să încheiem această minunată seară de priveghere, vă spun, a fost pentru mine o revelație. Și eu știam multe despre Patriarhul Pavle, chiar l-am admirat și cei care ați fost atenți, mai ales sâmbăta, Părintele Marin este așa, îl pomenesc de fiecare dată în șirul așa, Maxim Mitropolitul, Antoniu Mitropolitul, Gerasim Episcop, Hristodulos Arhiepiscopul și după aceea Pavle Patriarh. Într-o zi, spune Patriarhul Pavle, când ne vom înfățișa înaintea strămoșilor noștri, să nu ne fie rușine de ei, nici lor să le fie rușine de noi. Și aici, la pagina 352, vorbește despre credința Sfinților Strămoși. 100 de ani, 500 de ani în robie, Sfinții noștri strămoși au știut că dacă își schimbă credința și o primesc pe cea a turcilor, vor avea toate drepturile în statul turcesc. Iar dacă nu, vor fi raiane lipsite de drepturi. Ei au văzut ce au câștigat cei care și-au schimbat credința, dar știau și ce vor pierde. Au măsurat cu cântarul lor și au aflat că mai mult vor pierde decât vor dobândi. Ar fi putut câștiga aici, în această lume trecătoare, unde toate vor pieri, însă ar fi pierdut în cea netrecătoare. Căci Domnul Iisus Hristos spune: cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea îngerilor. Cine se leapă de mine în această lume și în această viață trecătoare, și eu mă voi lepăda de el în cea veșnică. Și au avut tăria ca 100 de ani să se săvârșească fără drepturi, să moară trași în țeapuri spânzurați, fără a se lepăda însă de credința lor. Această lecție de veacuri a strămoșilor noștri să ne fie și nouă, spre pildă celor de astăzi. Deci să nu ne fie rușine, spune el, când ne vom înfățișa înaintea strămoșilor noștri. Acum, apropo de această dogmatică a Sfântului Iustin Popovici, ne dădăjdim că într-o zi vom vorbi și la noi de Sfântul Dimitrie Teologul, traducătorul Filocaliei. De ce? Pentru că a existat, deși are într-adevăr teologia dogmatică a Sfântului Iustin Popovici, are textul biblic în primul rând, după aceea se articulează teologia Sfinților Părinți, însă ceea ce m-a impresionat, vă rog să mă credeți, a fost faptul, la prima dată la Sfântul Iustin Popovici, am citit acest lucru și a fost de răscolitor pentru mine, este așa: domnule, Evanghelia, deci etapele Evangheliei, Evanghelia, faptele Sfinților Apostoli și viețile Sfinților, aceeași Evanghelie. Doamne, minunat, când am înțeles lucrul ăsta, cu alte cuvinte, revelația continuă prin această lucrare a Duhului Sfânt, prin Sfinții care devine înșiși Evanghelia la purtător, cum ar veni. Evanghelia la purtător, deci ei, așa cum și Patriarhul Pavle. Ce vreți? O întrupare a Evangheliei mai minunată decât Patriarhul Pavle. Simplitatea. Făcătorul de pace, că spunea Daniel, că el mergea și la cei care erau în conducere și în opoziție și unii se întreba, domnule, da, stai puțin, nu e cu noi. Nu, el era făcător de pace, aducător de pace și mai ales imaginea aceea pe care ne-a dăruit-o Părintele, care a vorbit minunat, așa, imaginea aceea când Părintele Patriarh acolo, în Kosovo, mergea cu rasa de călugări și copiii aruncau cu pietre și blajomori și el nu zicea nimic. Este extraordinar. Ceea ce a avut Părintele Stâniloae, și aici este o comparație, l-am auzit pe domnul Stylianos Papadopoulos, un mare patrolog, al cărui fiu este călugăr la mănăstirea Dohiariu, unde este prietenul nostru, carist. Și, mă rog, acum Stylianos Papadopoulos este înmormântat la mănăstirea Dohiariu în Sfântul Munte Athos. Însă a zis un lucru care mi-a plăcut de data aceasta, știți, nu e chestia de... Deci, pentru că ei se completează, Sfinții. Ceea ce are Părintele Stâniloae, are și el îmbină realitatea creată și în același timp realitatea necreată, având, vă dați seama, pornind de la Sfântul Grigore Palama. Uite, tocmai l-am observat pe Sfântul Grigore Palama. Și faptul că Părintele Stâniloae, totuși, e o deosebire. Părintele Stâniloae a intrat în a teologisi și apoi a tras Filocalia prin Sfântul Grigore Palama, este minunat. Deci, și Părintele Stâniloae a avut această intimitate la care unul duhovnicesc ajunge cu Dumnezeu prin această asceză. Dar, ce spunea Stylianos Papadopoulos? Doamne, zice, și Florovski a fost mare. Dar un alt dogmatist. Iustin Popovici a fost mare, extraordinar. Omos. Deci asta o spunea, cred că la, nu știu dacă la centenar sau în 2013, că el nu știu cum s-a stins, oricum la un simpozion Stâniloae aici. A venit la fiecare simpozion. Omos tetia sfericotita deniparhia lui. Adică, ce înseamnă sfericotea? Rotunjimea pe care a avut-o Dumitru Stâniloae nu se mai întâlnește nicăieri. Apropo de... Deci, Stâniloae a avut această rotunjime. Nu a avut, zice, n-a avut colțuri. Și probabil că sârbii mai au și colțuri pentru că, așa cum spunea Sladjana, au trăit într-un alt context. Le-au trebuit să ia atitudine, să... Însă, mie mi-a rămas Sfântul Iustin Popovici, știți unde? Într-o fotografie cu Părintele Cleopa. Deci Părintele Cleopa s-a întâlnit cu Iustin Popovici, poftiți? A fost în Serbia, da? Și a rămas această fotografie. Dragilor, vă mulțumim pentru că ne-am împărtășit împreună și că ne-ați bucurat prin prezența dumneavoastră la această seară de priveghere cu Patriarhul Pavle și să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să ajungem și la acea frumoasă, să zicem așa, icoană a Patriarhului Pavle, când, alături de Sfântul Iustin Popovici și alături de Sfântul Nicolae Velimirovici, vom avea pe Sfântul Pavle, Patriarhul Smereniei sau Patriarhul Omeniei, cum îl numeau copiii când se întâlneau cu el. Vă mulțumim, vă îmbrățișăm cu drag și vă mai invităm la aceste serii duhovnicești. Și ne ridicăm și cântăm împreună Cuvine-se cu adevărat.